îmbogățit, iată, avem de-a face cu altfel de condiții, am trecut peste acel sezon rece, mai poate fi vorba de căldură, asigurarea căldurii, dar apa caldă este o cerință. Și atunci, dacă nu se rezolvă această problemă, foarte repede, pe lângă faptul că se fac revizii cu care reșițenii s-au obișnuit, cred eu că ar trebui luate urgent măsuri în sensul de a găsi resurse pentru a asigura plata acelui serviciu, de fapt, către furnizorul de gaz și toate acestea sper în câteva zile să se rezolve. Nu există bani de la Consiliul Județean alocați pentru această cerință din partea Consiliului Local cu atât mai puțin și atunci singura posibilitate ar fi din partea Guvernului României în situația în care acest ajutor nu poate fi considerat ajutor de stat. Trebuie să vă spun și următorul aspect. A fost organizată cea de-a doua licitație. Cerințele spun că ar trebui să participe cel puțin 3 ofertanți. În urma acestei a doua licitații nu s-a prezentat decât un singur solicitant, ofertant, de fapt, și atunci ar trebui să treacă alte peste 30 de zile. În data de 7 iulie va fi organizată cea de-a treia, de fapt, licitație negociere. Atunci putem spune că serviciul poate fi adjudecat de către cineva care nu are datorie, are în obiectul de activitate, îndeplinește condițiile sau putem trece la o reorganizare a acestui serviciu. Punând centrale la școli, punând centrale la spitalele județene, ieri am avut o discuție cu conducerea Consiliului Județean, le-am oferit și posibilitatea de a achiziționa întru totul acele echipamente, respectiv imobile ce adăpostesc echipamentele, pentru spitalul vechi, de exemplu. Dar toate aceste lucruri le voi pune la dispoziție în cursul zilei de marți, conducerii Consiliului Județean și a Spitalului Județean. Datoria către gaz, cât e? Din câte cunosc eu, este de peste 30 de miliarde. Dar, repet, primăria nu are niciun leu datorie. Școlile n-au niciun leu datorie. Este un simplu operator, chiar dacă este al Consiliului Local Reșița, știți, mereu aici au fost probleme în decursul anilor precedenți, când datoriile erau de ordinul milioanelor de euro. Acum datoriile sunt mai mici. 700 și ceva de mii de euro este totuși o sumă. Câți abonați mai are? Deci este vorba persoane fizice care consumă agent termic undeva peste 400. 400 de familii. Eu am mai spus că nu este normal ca peste 32.000 de familii să plătească subvenții și mai ales pierderi pentru circa 400 sau 500 de familii care sunt abonate, sunt racordate la acest sistem de termoficare. Scriptic există contracte de circa 1.000 sau pentru 1.000 de familii, dar efectiv au consumat agent termic între 400 și 500. Și atunci, după parcurgerea etapelor, v-am spus că la nivel municipal vom trece, dacă nu se adjudecă serviciu, vom trece la o reorganizare. Această strategie aprobată astăzi în cadrul Consiliului Local permite toate aceste aspecte. Trecerea în conservare a unor obiective în bază, respectiv darea lor în folosință celor care folosesc efectiv. Altfel, nu există, dar am mai spus lucrul ăsta. Nu avem de la cine să învățăm. Primar, dar este nu îți dă posibilitatea, dar avem alte argumente, posibilități, cred eu, de a ajuta acei abonați, dacă se va ajunge acolo. Conducerea societății își ia leapa în fiecare lună? Din câte cunosc eu, din câte am înțeles de la dânsii, nu au fost restanțe mari la salariu. Cât e un salariu de director? Îmi permiteți, nu sunt nici angajat acolo, nu sunt dar nici consilier local. Dacă ai datorii de 30 de miliarde, tu ții salariul fiecare lună, e doar în apasă. Productiv, nu doar de a păzi acele centrale sau eu știu ce să mai păzească. Am respectat societatea, am respectat și angajații, o fac și acum, dar un mod de gândire, o reorganizare este clar că este necesară, este și oportună. Lucrările de la Gara Sud, știu că nu dumneavoastră vă ocupați de ele, dar trebuia să fie gata astăzi. Da, după autorizație, așa este. Noi avem un parteneriat cu CFR-ul,
dar s-a amânat cu circa 3 luni termenul de recepție a lucrărilor, aproape 3 luni. Eu m-aș fi bucurat ca de zilele orașului să putem să inaugurăm, sunt puține șanse, pentru că, iată, avem circa o lună la dispoziție, sau societatea care derulează acele lucrări. Cred eu că lucrarea este importantă, mă rog, necesară, dar finanțarea este în continuare o problemă și atunci singurul argument ar fi acesta. Lipsa finanțării asigurată de companie, nu vreau să comentez prea multe. Și eu îmi doresc ca să fie finalizată această lucrare, acest obiectiv, cât de repede, pentru că noi mai avem în vedere câteva lucrări în acea zonă. Finalizarea pieței Reșița Sud și, bineînțeles, tot ce înseamnă parcări, vecinătăți, la aceste două obiective, inclusiv accese. Dacă tot s-au apucat de gara, să fie frumoasă, de mai ținut pe cea și au făcut și o pasarelă. Au fost discuții, eu am cerut aici și mi s-a motivat faptul că